Bună ziua! Suntem la Muzeul Valahilor din Rožnov, din Carpații Păduroși, din Cehia. Este incredibil! Este un muzeu în aer liber despre valahii din Silezia, care au construit aici o civilizație românească milenară, autohtonă, în tradiția oieritului și a transumanței mioritice și românești. Este un moment istoric, suntem pe urmele valahilor din munții Tatra, iar aici, la Rožnov, există un muzeu în aer liber dedicat acestor români valahi care au stăpânit munții Carpaților Păduroși.